Centrul de zi de dezvoltare timpurie din Târgu Mureș, din cadrul organizației Caritas, filiala Târgu Mureș, a organizat pentru prima oară Ziua Porților Deschise. Primul scop ar fi ca să se audă despre Centrul de zi de dezvoltare și educație timpurie. Este prima dată când organizăm acest eveniment și să sperăm că cât mai mulți copii și părinți cu copii între vârsta de 0-3 ani vor participa la acest eveniment. Alături de micuții lor, părinții au reînvățat jocurile copilăriei și au petrecut câteva ore departe de problemele cotidiene. Majoritatea părinților prezenți și-au înscris de mult copiii la centrul de zi, unde se pune mare accent pe educația și dezvoltarea timpurie. Este foarte bine din două puncte de vedere. Deci copilul socializează, se joacă cu alți copii, iar pentru noi e foarte bine că învățăm o grămadă de jocuri pe care de fapt noi le-am uitat, le-am jucat și noi când am fost mici. Este foarte, foarte important ca să începem să ne ocupăm cu copiii deja de la naștere sau chiar înainte de naștere și să încercăm să fim conștiincios ceea ce facem cu ei. Activitățile centrului vor continua și în zilele următoare între 9:30 și 12 și vor include jocuri cu plastilină, jocuri de stimulare senzorială sau masaj pentru bebeluși sub 6 luni. La centrul de zi sunt înscriși aproximativ 200 de copii sub 3 ani care participă alături de părinții lor la programele de recreere și dezvoltare.